Nu cât ai pe Tel Aviv, Londra, Sol și Kiev. Scriu pe peretea Israel, hai! Nu cât ai pe Tel Aviv, Londra, Sol și Kiev. Pe Tel Aviv, Londra, Sol și Kiev. Toate sunt ținta axei răului cu tentacule la Kremlin. Ucraina liberă, Taiwan liberă, Europa liberă de comunism. Ultimul an de democrații, fiți pregătiți în 2025. Tocât ai pe Tel Aviv, Londra, Sol și Kiev. Toate sunt ținta axei răului cu tentacule la Kremlin. Ucraina liberă, Taiwan liberă, Europa liberă de comunism. Ultimul an de democrații, fiți pregătiți în 2025. Volodymyr s-a găsit să lupte singur împotriva la o planetă întreagă. În tablă de șah a lumii s-au așezat, alianțele întreabă. Aud puratei care depitează faza cu unii și ce că vor comunism. Băi copiile, ce vezi pe TikTok e simplu cretinism. De ce nu negociezi cu Putin dacă vine și îți ocupă casa? De ce nu negociezi și cu teroriștii Hamas de fâșia Gaza? Unii spun că în caz de război scăpă departe, că n-au pentru ce să lupte. Unii n-au sperit de militanți, spune Underman pe fugă de reloc cu faptei. Nu poți avea pace cu cine vine și atacă în teritoriu. Dacă rachetele pică pe civili, orice motive derizoriu. Dacă invadezi, doar cum au găsit pretexte. Hai. Și că NATO la graniță, 8 ani în Donbass și alte bali verne. La doi pași de noi concerte de rachete, situație critică. Rapperii oculesc argumentul geopolitică. E mai important ca ei să cânte despre faimă, putere și bani. Acum ignoră, vor observa peste circa 4 ani. Tocât ai pe Tel Aviv, Londra, Sol și Kiev. Toate sunt ținta axei răului cu tentacule la Kremlin. Ucraina liberă, Taiwan liberă, Europa liberă de comunism. Ultimul an de democrații, fiți pregătiți în 2025. Tocât ai pe Tel Aviv, Londra, Sol și Kiev. Toate sunt ținta axei răului cu tentacule la Kremlin. Ucraina liberă, Taiwan liberă, Europa liberă de comunism. Ultimul an de democrații, fiți pregătiți în 2025. După 7 octombrie, război hibrid a ajuns la ei, la evrei. Comandrie cânt glorie la evrei. IDF, pe urmele lui Yahya Sinwar Hassan Nasrallah. Toți ochii pe Rafah, dacă Hezbollah vor să dea mai devreme de Domnul Allah. Religia păcii, Persia, spunzură homosexual de macarale. Religia păcii în Europa, comite atentate. Și unii ventează comploturi că așchenazii conduc pământul. Ăștia visează libertate sub islam, nu le duce gândul. Netanyahu, mai crezi în Moscova? Strângeai mâna cu rusul nazi. Ești acum? Ți-ai pierdut aliații mești de drum. Scriu pe peretea Israel, hai. Indiferent că nec religia, în foc Shankan, Bahmut, Ierusalim, Zaporizhia. Por la gând steaua lui David, număr protoni într-un atom. Intră pe netul tău și scrie că-s controlat de mason. Sculptez mesaje în piatră, închei, ridică, bag păgânii, spaima. Calculez ecuații complexe, reproduc atomica lui Oppenheimer. Наша Украина, наша Петра, наша держава, наша.